fetelor, Cătălina sunt, iar voi urmăriți Loving Podcast. Astăzi filmăm în showroom-ul Casa Royal, situat pe Nicolae Titulescu și totodată le mulțumim pentru găzduire. Alături de noi o avem pe doamna Corina Chelaru, care este de data aceasta în altă postură, în altă ipostază, a venit să ne vorbească despre tehnici de citire a chipului. Corina, te rog să îmi prezinți tu titlurile, pentru că sunt foarte multe. Eu nu le-am reținut, am încercat, recunosc, dar nu. În primul rând, bună ziua, mă bucur să fiu din nou alături de voi și să vorbim despre lucruri interesante, sper. De data aceasta nu vorbim despre astrologie, ci în zona analizei și evaluării comportamentale. Și ne vom folosi și de tehnicile de citire a chipului, în care eu sunt specializată. Deci, practic, te pricepi la a citi oamenii, ca să zic așa. Să zicem că da, este și una din pasiunile mele. Predau metoda de citire a chipului numită Face Kiss, care este patentată de profesorul și colegul meu, Alexandru Bocunescu. Ce frumos! Dar de unde pasiunea asta spre a citi înfățișările oamenilor? De unde a pornit? Păi, fiind profesor la bază, am venit întotdeauna în contact cu oameni de toate vârstele, cu copiii, cu tinerii, cu părinții lor, cu foarte mulți colegi, da, cu oamenii pe care i-am format ca profesioniști. Și evident că acest simț s-a ascuțit. Și în momentul în care am avut oportunitatea să cunosc pe cineva care practica așa ceva, am vrut să știu și eu. Am început cu un curs de tehnica citirilor intuitive, bazat pe tehnica Miangxiang asiatică. Și foarte multe nume pompoase, așa, ar trebui să citesc și eu și să mai rețin din ele. Este o tehnică străveche asiatică, sunt foarte multe tehnici de citire a chipului. Dar pentru mine a trebuit să existe și o bază științifică, într-un fel, și în momentul în care l-am descoperit pe Alexandru Bocunescu și cursurile de la Face Kiss, acolo am fost prima și mi-au plăcut atât de mult. Pentru mine au fost extrem de utile, eficiente și ușor de aplicat, încât până la urmă m-am hotărât să devin și trainer. Am fost de atâtea ori la curs încât... Hai zic, ok, deja pot să vorbesc la liber. Alexandru deja a zis, bun, dacă tot ai fost de atâtea ori, poți să spui și tu de acum înainte. Cert este că pe mine m-a ajutat foarte mult, în primul rând, să mă cunosc pe mine și să-mi îmbunătățesc relațiile cu celelalte persoane. Astea sunt cele două mari avantaje ale face reading-ului. Deci, practic, uitându-mă la mine în oglindă, pot să-mi dau seama de calități sau defecte, să zic așa, pe care le am și să lucrez cu ele? Hai să spunem că noi nu lucrăm cu calități și defecte. Ok. Deci nu etichetăm de bine și de rău, ci, de fapt, ceea ce se vede pe fața noastră este rezultatul emoțiilor noastre, care sunt repetate de mii de ori. Da? Emoțiile noastre sunt de fapt niște reacții chimice ale creierului și ele se manifestă ca impulsuri nervoase și se manifestă la nivelul mușchilor feței. Deci asta explică foarte ușor fizionomia feței și de aici îți dai seama de ce o persoană este așa și așa și așa, nu? Adică pentru că având emoția respectivă de mai multe ori, de exemplu, dacă, știu, eu dau un exemplu mai... Dacă ești o persoană foarte orgolioasă, să zic așa, tot timpul ai în interiorul tău, îți declanșezi această emoție și schițezi probabil anumite gesturi pe față, nu? Mimici, care repetate îți dau, nu știu... Ochii mai mici, mai mari, fruntea mai mare, mai mare. În mare, da, noi ne naștem toți cam cu aceleași caracteristici, indiferent, bine, sunt variații în funcție de rasă, și dar mici. Cam toți copiii au aceleași așa caracteristici. Așa e, da, toți sunt așa bălăci. Exact, fața noastră se formează până la maturizarea sexuală, se formează oasele feței, iar mușchii se pot reforma toată viața noastră, ceea ce e o veste bună. Da, uite, gândindu-mă la ce mi-ai zis acum, mă gândesc la cuplurile acelea care ajung, știu eu, pe la 50-60 de ani și arată că au cam aceleași trăsături. Exact. Deci, împreună... explicația este foarte simplă. Da. Da? Stând împreună, reacțiile lor emoționale încep să fie asemănătoare. Și atunci și exprimarea lor fizică devine asemănătoare. Și la animale se întâmplă același lucru. Ai să vezi că un animal
de companie și cu stăpânului, după un timp de conviețuire încep să semene, pentru că și animalele exprimă cele emoțiile primare, le exprimă cu aceiași mușchi grosieri pe care îi folosim și noi. Exact, vis-a-vis de ce mi-ai zis tu, mă gândesc acum că sunt tot felul de poze pe internet cu stăpânii și animalele și asemănările dintre ei, căței mai ales erau și chiar semănau foarte bine. Exact, tocmai aceasta este explicația și aceasta este explicația și a faptului că un copil adoptat, care inițial nu seamănă deloc cu părinții lui, ajunge în timp să semene foarte bine cu părinții lui. Deci fața noastră reflectă, de fapt, mediul în care am crescut. Și vis-a-vis de ce mi-ai zis, tu mi-amintesc că până acum vreo 7-8 ani semănam foarte bine cu mama și după am început să nu mai semăn mai deloc. Probabil că până acum 7-8 ani pentru tine modelul matern era mai important. Și atunci de aceea erau și asemănările mai mari, după care ai început să ieși din acele tipare emoționale, să trăiești alături de alți oameni, să îți trăiești și propriile emoții și atunci sigur că au apărut modificările. Ceea ce nu-i rău deloc. Corina, ce poți să ne spui despre citirea chipului când vine vorba de relațiile de cuplu? Aici suntem foarte curioși să aflăm detalii, pentru că, de exemplu, în momentul în care se întâlnesc doi posibili parteneri, nu știu, ești la un date cu o persoană, poți să-ți dai seama prima dată când te uiți la ea dacă sunteți compatibili sau dacă aveți lucruri în comun sau dacă ar fi ceva între voi, s-ar lega ceva sau pur și simplu nu ți contează? Sigur că fața joacă un rol foarte mare și există o explicație științifică în spatele acestei atracții faciale. De ce? Pentru că tot ceea ce se întâmplă pe fața noastră nu poate fi controlat decât într-o foarte mică măsură. Asta înseamnă 10 până la maxim 20%. Da, de aceea tot ceea ce se întâmplă de la gât în jos poate fi mai mult controlat. Cu cât zona este mai îndepărtată de creier, cu atât ea poate fi controlată mai ușor. Cu cât ea este mai aproape de creier, cu atât controlul dispare. Și de aceea fizionomia este un instrument foarte important pentru că nu prea putem să contrafacem ceea ce se întâmplă pe fața noastră. Spionii ar fi foarte fericiți, dar nici ei cu antrenamentele lor nu pot să ascundă acele celebre microexpresii care durează fracțiuni de secundă, dar care spun despre adevăratele noastre reacții. Eu sunt curioasă cum de nu încearcă mai mulți oameni să învețe despre aceste tehnici, pentru că nu sunt foarte cunoscute, mai ales la noi. Cred că foarte puține persoane vorbesc despre asta. Și la prima mână ai putea să-ți dai destul de ușor seama despre persoana din fața ta, nu? Noi, de fapt, suntem cititori de fețe născuți. Intuitiv, nu? Da, pentru că este un simț foarte important pentru supraviețuirea speciei noastre. Să nu uităm că, de fapt, creierul nostru, să zicem, partea mai veche a creierului nostru, sistemul limbic și sistemul reptilian, nu neocortexul, nu cel specific oamenilor, da, funcționează după programele genetice de acum niște 10.000 de ani. Și atunci, pentru specie, pentru supraviețuirea speciei, pentru apărare și pentru perpetuarea speciei, acest simț este esențial. Practic, creierul nostru a învățat niște expresii, le-a pus acolo în sertăreaș, asta e așa, asta e așa, asta e așa, aici fugi, aici stai, aici îmbrătișezi. Da, citește, de fapt, mișcările feței și le coordonează și cu mișcările restului corpului. Dar sigur că pe față se reflectă emoțiile pe care, repet, noi nu le putem controla. Și de aceea spunem că vedem adevăratele intenții ale unei persoane. De exemplu, metoda pe care o practic eu are la bază o metodă străveche a beduinilor, care, stând în deșert, pe zone comerciale, deci era o zonă în care treceau foarte multe persoane străine, aveau de-a face cu străinii, trebuia de la depărtare să identifice cu cine au de-a face și să știe dacă persoana respectivă are intenții bune sau nu. Și atunci au dezvoltat acest simț care stă, de fapt, are la bază simțul observației și puteau spune doar din privirea persoanei respective intențiile persoanei, cât este de bogată sau nu. Oamenii au fost interesați întotdeauna de citirea chipului.
Da, cu siguranță, pentru că noi suntem social, da? Noi avem nevoie de relaționare și atunci Să poți este să un relaționezi cât instrument mai ușor. de care noi ne ajutăm, Da. da? Și mai ales în perpetuarea speciei, pentru că ne identificăm partenerii care sunt potențial buni pentru perpetuarea speciei. Da, Pe și că față, de când fapt, de... se vede și Da. sănătatea individului. O, deci chiar m-a făcut curioasă. Când ies prima dată la un date cu o persoană, cum dau seama dacă e potrivită pentru mine? Sau dacă e sănătoasă, sau dacă poate face copii, sau știu eu ce-mi doresc eu? Să spunem că feromonii noștri își fac treaba și identifică, fără să ne dăm noi seama, după miros, dacă o persoană este compatibilă cu noi sau nu, dar pe Ce... față, sigur că putem, nefiind specialiști, instinctiv vedem dacă persoana respectivă are o colorație plăcută a feței sau nu. Pentru că dacă are tonuri de gri sau de galben, nu? Oamenii aceia care au ciarcăne mari sau au pete maronii sau galbene, deja simțim că Da. ceva este în neregulă cu sănătatea lor. Ne uităm după aceea la cât de tensionată este musculatura unei persoane. Da, dacă o persoană, eu știu, are musculatura tot timpul strânsă sau Acum mă gândesc la maxilarele mele. nu, maxilarele Nu. tale au treabă cu ce s-a întâmplat în copilăria Ah, ta, ok, pentru deci că nu e sunt vorba un de om. os, nu e vorba de Ah, musculatură. ok, Da? bun. Deci musculatura arată tensiunea prezentă. Oasele arată ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu noi până la maturizarea sexuală. După aceea, oasele nu se mai Nu se mai schimbă, schimbă, oasele rămân. feței nu se mai schimbă, de aceea e foarte important și părinții să asigure copilului un mediu calm, cald și așa mai departe, pentru că odată ce acele, să zicem, Trebuie traume să... sau evenimente, emoții neplăcute apucă să se imprime în osatura copilului, acelea nu se mai pot schimba. Așa că părinții țineți cont și de asta. Da, ar fi Dacă bine vreți să să. aveți copii frumoși. Ar fi bine să știe și lucrul acesta. Deci ne uităm la colorația feței, ne uităm la cât de tensionată sau nu este persoana. Ridurile de pe fața persoanei ne pot transmite emoțiile predominante ale persoanei, da? Instinctiv ne plac persoanele care au acea coadă de pește la coada ochiului. Ridurile acelea care se În formează sus. sub formă de vantai la coada ochiului, mai ales în sus, da? Acelea sunt specifice persoanelor care zâmbesc în Mai mod sincer. zâmbesc Uite, că tu le ai, deci fac riduri. să-ți iubești acele riduri pentru că ele arată că ești o persoană sinceră, deschisă, care zâmbești natural, zâmbești Dar autentic. știi că de multe ori mă abțin să zâmbesc tocmai de asta? Sau să râd foarte puternic pentru că mă gândesc, aoleo, fac riduri, nu mai zâmbi atât. Nu, ridurile acelea ne umanizează și este foarte bine ca ele să provină din acele emoții plăcute. Pentru că, ai văzut, sunt persoane, de exemplu, care au riduri foarte adânci aici între sprâncene Am văzut, da. și de multe ori sunt curbe pe lângă capătul sprâncenei, așa, formează ca un fel de triunghi. Asta ce înseamnă? Că Aici sunt sunt foarte... persoanele care sunt mânioase, care O furie au interioară. furie, da, au frustrări acumulate, da? Deci dacă văd o astfel de persoană, instinctiv știu că sigur că mă uit și la ochi, și la gură, și nas. Hai să vedem așa ce spun, exact cum ai zis tu, știu fruntea, sprâncenele, ochii, nasul, buzele, despre persoane. De exemplu, dacă am o frunte mai mare sau mai mică, mai îngustă, mai lată. Hai să-ți spun așa sectoarele principale ale feței, cam ce arată, ce putem vedea pe frunte, de exemplu. Pe frunte putem să vedem cum își desfășoară persoana procesele mentale, dacă are capacitatea de a procesa multe informații sau mai puține, dacă se focusează foarte bine pe detalii sau, dimpotrivă, La mine are o ce zice zonă. că nu reușesc să țin minte. Da, ești o persoană mentală care poate să primească foarte multe informații Da, să deodată, nu le poate să le reținem. proceseze, dar persoanele cu aceste abilități au și tendința de a se disipa ușor, de a se pierde și o dificultate de a se focusa pe un Exact. singur sector Da. sau pe o informație foarte importantă. Ne mai spune frunta despre capacitatea de creativitate a unei persoane. Asta cum ne dăm seama? Există pe frunte aceste umflături ale Așa. noastre, da. Așa.
unde erau și în reprezentările vechi, de exemplu, Moise era prezentat cu niște cornițe, așa, nu erau cornițe de diavol, ci erau niște reprezentări simbolice ale acestor umflături, care sunt specifice oamenilor cu o creativitate crescută, care găsesc tot felul de soluții, care își imaginează ușor lucruri. Vom găsi semnele astea, de exemplu, la persoane care lucrează în zona artistică. Și tu ai niște umflături destul de prominente. De la persoanele acestea, de exemplu, nu ne așteptăm să execute ceva ce le cerem foarte exact, pentru că dacă nu le precizăm pas cu pas ceea ce au de făcut, ele vor inventa, vor divaga, vor găsi alte soluții și poate ajunge cu totul altceva decât ceea ce le-am cerut noi să facem. Deci asta vedem pe frunte, de exemplu. Există și un spațiu care ne arată modul în care persoana se conectează la ideea de spiritualitate. De asemenea, sprâncenele, zona sprâncenelor ține de modul în care noi relaționăm. Și ai să vezi că dacă încerci să te uiți la imagini de persoane care nu au sprâncene, parcă nu au identitate. Exista un site la un moment dat, nu mai știu exact cum se spune, dar cum se numea, dar erau celebritățile cu și fără sprâncene. Și trebuia să ghicești, ți se dădea figura persoanei respective fără sprâncene, să ghicești cine este și e destul de dificil. Deci sprâncenele ne dau identitate, nu degeaba doamnele se îngrijesc de ele. Sprâncenele mai spun despre modul în care noi ne luăm deciziile, despre pragmatismul sau idealismul nostru, pot să spună sprâncenele, pot să spună și despre modul dacă suntem în care relaționăm, dacă ne plac relațiile mai line, mai calme, sau dacă suntem mai impulsivi, dacă ne plac provocările, de exemplu. Dacă ai să te uiți în istoria sprâncenelor, ele au variat foarte mult, dar în perioadele în care femeile și-au cerut drepturile, vei vedea că sprâncenele au devenit mai groase, au devenit ascendente sau frânte. Dar chiar așa, că și acum, cred că prin 1990-2000 erau sprâncenele acelea foarte subțiri, așa, line, adică aproape inexistente sau desenate cu un creion foarte... Exact. Zona aceea spune despre persoane care sunt foarte calme în relații, care nu prea au foarte multă personalitate în relații, adică pot să facă ușor compromisuri, negociază ușor, au diplomație, sunt... persoane plăcute, agreabile, dar care nu au care propria... cedează foarte mult de la ele ca să fie lucrurile cum trebuie. Exact. Sau să meargă, că nu sunt cum trebuie. Și chiar așa e, cum ai zis tu, acum femeile au tendința să-și facă sprâncenele cât mai groase, cât mai naturale, forma lor naturală de când ești mic. Exact. Sprânceana groasă spune și despre o personalitate puternică. Este sprâncenele cu firul foarte gros, des și închis. Sunt specifice persoanelor care trăiesc totul cu pasiune și nu prea pot să facă nimic căldicel. Și atunci de la o persoană de genul acesta te aștept să fie și pasională într-o relație, de exemplu, să trăiască intens tot ceea ce se întâmplă. Dar te aștept și să se înfurie și să... și pe partea cealaltă, adică face și ceva cu foarte multă pasiune, dar și când se înfurie sau urăște ceva, este pe măsură. Până la fel de multă pasiune, exact. Practic. Nu există cale de mijloc pentru acele persoane. Da? Ce ne zic ochii? Pentru că sunt mai rotunzi, mai de pisică. Acolo la ochi este o poveste foarte lungă, pentru că în funcție de forma ochilor, putem să citim foarte multe lucruri. În relație, de exemplu, ne pot ajuta colțurile ochilor. Colțul interior al ochiului spune despre nivelul de maturizare emoțională al unei persoane. Cum trebuie să fie ca să ne dăm seama dacă e matură sau nu? Cu cât colțul este mai coborât, cu atât persoana este mai imatură emoțional. Imatură? Marius, ia vină nițelul, că să văd ceva. El se ridică până către mai sus de orizontal, nu se poate ridica, dar pe măsură ce noi trăim diverse experiențe și ne maturizăm, ne obișnuim cu tot felul de stimuli emoționali,
colțul devine orizontal. Dacă ai să te uiți, de exemplu, la copii, întotdeauna colțul este în jos. Chiar așa este colțul și la adolescenți, la fel. El începe să da. Și dacă ne uităm la pozele noastre, de exemplu, pozele din copilărie și pozele recente, ochiul își schimbă forma pe parcursul întregii vieți. Deci, dacă văd o persoană cu un colț al ochiului intern coborât, mă aștept să fie o persoană mai matură emoțional și atunci poate să fie și o persoană care reacționează neașteptat, poate să fie o persoană care își ia mai greu un angajament, poate să fie o persoană pentru care fidelitatea nu e întotdeauna o prioritate, nu? Pentru că nu are maturitate emoțională, deci nu își poate asuma neapărat responsabilități și nu le realizează. Colțul exterior al ochilor ne spune despre nivelul de gelozie pe care îl avem. Nu zi! Ia zi-mi, cât de gelos. Nu trebuie să ajungem aici, dar dacă tot am ajuns, zi-ne. Acum să știi și tu că gelozia este un sentiment necesar. Pentru că gelozia este naturală și copiii și animalele au acest sentiment. Gelozia este de dorința de a avea ceva ce are și altul. Da? Și atunci, dacă știu să o folosesc corect, poate să devină și un factor motivațional. Că dacă văd că cineva, eu știu, a reușit ceva și vreau și eu acel lucru și mă motivează, da, pot să evoluez. În cuplu, dacă îi faci scene partenerii sau partenerului de prea multe ori, s-ar putea să te arate ușa la un moment dat. Deci, cum dau seama dacă o persoană este geloasă sau nu? Colțul exterior al ochilor este mai ridicat. Dacă tragem o linie pe sub pupilă, da? O să vedem și colțul interior și colțul exterior. Dacă colțul interior se duce sub această linie, avem de-a face cu imaturitatea emoțională, iar colțul exterior, dacă se duce deasupra acestei linii, avem de-a face și cu o doză de gelozie. Doza aceasta de gelozie, cum spuneam, nu este nesănătoasă decât dacă îi dăm prea multă importanță și o inflamăm. Dar știi că sunt ochii aceia de pisică foarte sus și acum am văzut că doamnele toate caută să aibă ochii, colțul în sus, așa. O să am niște vești neplăcute. Da. Pentru ochiul de pisică este într-adevăr ochiul cel mai seducător. Este un ochi oblic, un ochi mic și oblic, cu colțul interior foarte ascuțit. Și îl încercăm să-l reproducem prin machiaj, în general, tocmai pentru că el are această forță de seducție. Dacă, de exemplu, trimit o femeie cu ochii aceștia de pisică la o negociere cu bărbați, voi obține foarte ușor niște lucruri, pentru că inconștient ei se vor lăsa seduși de acest ochi. Ochiul acesta de pisică de care spui, ca format, apare numai la femei. Și se formează în general, deci vorbesc de formatul natural, nu de cel pe care reproducem prin machiaj, dar și reproducerea prin machiaj, dacă îl tot facem zi de zi așa, spune despre niște dorințe de ale noastre. Ochii acestea de pisică se formează la fetițe care sunt foarte răsfățate de tații lor, primesc lucruri fără să facă mare... Să depună mare efort pentru ele. Și sunt obișnuite să primească foarte multă atenție. Pur și simplu... Fără să facă nimic. Și de aceea ele în timp sunt foarte doritoare de a atrage atenția, dar devin și foarte instabile emoțional. Sunt persoane pe care nu poți conta foarte tare. Mental devin agresive. Au o mentalitate agresivă, ca de felină. Da? Oh, sunt foarte interesate de bărbați până în momentul în care reușesc să aibă o relație cu ei, după care îi părăsesc, pleacă. Deci întotdeauna o relație cu o femeie cu ochi de pisică se lasă cu... face exact cum face pisica cu șoarecele. Se joacă cu el până îl năucește, după care se plictisește și ori îl mănâncă, ori l-a lăsat deoparte. Și gândindu-mă la ce ai zis tu, că în copilărie sunt foarte răsfățate, mă gândesc că primești foarte multe jucării, te plictisești de ele, o vrei pe una, nu mai vrei, vrei alta. Și exact. Deci asta spuneam, că ele au comportamentele din copilărie, au... Se reflectă și în viața de adult. Sigur că da.
Deci, iar femeile de cu ochii de pisică nu își doresc familie, sunt foarte centrate pe sine și nu au răbdare să finalizeze niște lucruri, iar cu fidelitatea piano. Mai ușor. De fapt, în general, formele de ochi, noi în metoda noastră avem 15 forme de ochi care sunt asociate ca nume cu niște animale, dar nu țin neapărat de animalul Sau de respectiv comportamentul lui. sau de comportament, deși au la bază niște observații străvechi acolo, dar toate formele de ochi care au colțul exterior ridicat sunt ale persoanelor care au nevoie de validare din partea celorlalți. Să nu mai fac codițele. Mai există ochiul de păun, care are curba pleoapei superioare foarte blândă, foarte frumoasă și colțul exterior ridicat. Este ochiul care apare, și tu ai ochi de păun, de exemplu, pentru că apare în general la persoanele care lucrează în zona aceasta de expunere După ce publică. zice. Top modele, actori, persoane care apar în show-uri și așa mai departe, pentru că sunt persoanele care apreciază foarte tare complimentele și le place să fie admirate. Și atunci, sigur că este foarte bine, este firesc și omenesc, numai că aceste persoane uneori au nevoie de complimente și le acceptă chiar dacă știu că nu sunt Adevărat. foarte, dar cu o bază foarte solidă, și atunci pot fi manipulate ușor. Da, ok. Deci, acum că știi, vei fi foarte Da. atentă la toate complimentele care ți se fac. Nu prea îmi face nimeni complimente, deci. Dar să știi că uneori și când primesc complimente personal, parcă simt așa că nu le merit, știi? Și nu mai zic. Și cumva mai senzația că nu merit și de ce tot îmi zice asta, că nu vreau să știu. Da, deci în zona ochilor vedem foarte multe lucruri legate și de fidelitate și de Ia zi-mi infidelitate. aici. Păi evident că o persoană care este imatură emoțional, deci are colțul interior coborât al Da. ochiului, este o persoană care nu Are mai multe stăpânește tendințe. emoțiile, este foarte ușor dată peste cap de trăirile emoționale și normal că nu o să aibă răbdare să rezolve problemele emoționale care apar într-un cuplu și e posibil să părăsească sau să găsească altceva, dacă are un format de ochi din acela care cere complimente și admirație, Din este nou. foarte ușor să se ducă în partea cealaltă. La fel sunt anumite forme de ochi ale persoanelor care sunt foarte centrate pe oportunități și pe sine. Și atunci, evident că ele sunt mai puțin dispuse să investească într-o relație de cuplu. De exemplu, la bărbați sunt două forme de ochi care spun despre bărbați oportuniști, despre bărbați care se pun pe ei pe primul loc, exact cum la femei sunt ochii de pisică, sunt fetițele răsfățate. La băieți pot să apară ochii de tigru, care au ploapa superioară și ploapa inferioară paralele pe zona centrală. Deci ochiul pare, Drept, ploapele, așa. da, sunt ușor drepte sus și jos și paralele. Ochiul este orizontal și ploapele sunt, dacă m-aș uita la ele, ar fi paralele și ușor drepte Adică pe. nu Nu au ovale, curbura, nu. nu au curbura aceea, ci sunt în zona de curbură, sunt Mai aplatizate, sunt drepte, da. drepte. Aceia sunt băieții care au fost răsfățați de mame și care sunt obișnuiți să sesizeze orice oportunitate, să pună mâna pe orice oportunitate și evident că și în relații pot să apară diverse oportunități și nu sunt foarte atrași de ideea de familie și de a se înhăma la niște responsabilități. O să vedem acești ochi de tigru, dar culmea este că, la fel ca și ochii de pisică, este formatul cel mai atrăgător pentru femei. Exact. Și acum toate doamnele și domnișoarele iau poza prietenului, soțului. Ia să vedem, noi măsurăm de aici până aici, A, nu, cum n-aș e? vrea să provoc divorțuri. Apropo, să știi că acel de celebru serial Serial. Lie to Me a fost oprit, producția a fost oprită, tocmai pentru că în urma difuzării serialului, în America a crescut rata divorțurilor, pentru că toată lumea aplica ceea ce Ce vedea în vede? film și încerca să detecteze minciunile partenerului.
Acum, pentru lucrul ăsta trebuie o pregătire. Exact, nu putem da, să acuzăm un om și pentru cei care doresc să aprofundeze, sigur, pot să vină să facă aceste cursuri da. Și să învețe, nu neapărat să practice mai departe, dar pentru, pentru cunoașterea propria viață este foarte, foarte util. Așa, și care e al doilea model de ochi la bărbați? Al doilea model de ochi este ochiul vulturului, care este de fapt mai rar întâlnit, dar e de nedorit complet, pentru că sunt persoanele care au avut o copilărie foarte dificilă și apar la cei care cresc în clanuri de tip mafiot. Sunt persoane foarte dure și cu care e bine să evităm să avem de-a face. Deci, la doamne, dacă vedem acest ochi, ochiul de vultur are un colț interior foarte lăsat în jos și colțul exterior ridicat, deci este așa ca un fel de S. Ar fi de preferat să nici nu intrăm în relaționare cu aceste persoane, pentru că sunt foarte manipulatoare și odată ce ți-au făcut un serviciu sau așa, te îndatorează toată viața și ți-aduc aminte... Ca la cămătari. Exact. Și nu au sentimente, nu prea sunt capabili de trăire. Să empatizeze. Exact, exact. Da. Deci acest format de ochi este de evitat. La... Iar la doamne mai avem formatul de ochi de vulpe, de exemplu, care seamănă cu ochiul de pisică, numai că este, mai, este tot oblic și este mai lung. Sunt acei ochi care par pe jumătate închiși. Gen Marilyn Monroe, parcă ea avea ceva și tot timpul privea sub pleoape. Da, acolo era o privire căutată, da. Dar e vorba chiar de forma pleoapelor. Sunt la fel persoane pe care nu prea pot să pui bază. Deci ochii oblici așezați, că de fapt pisica și vulpea au acei ochi oblici. Așa, da. Deci ochii care au așezare naturală oblică sunt ai femeilor care sunt mai mult interesate de ele, de cucerire, de mai, intrigă, de... spre interior, așa, mai egocentrice sau narcisiste da, puțin. Da, da, da. Femeile vulpe chiar sunt foarte șirete, foarte intrigante. Au o inteligență ieșită din comun, știu să bage fitile peste tot și să dispară la momentul oportun, deci nu le prinde nimeni, sunt foarte volatile, dar tocmai din acest motiv nu sunt bune pentru o relație de lungă durată. Femeile cu aceste tipuri de ochi sunt foarte atractive și în relațiile de scurtă durată chiar pot să fie niște relații intense, pasionale, dar ele nu au perseverența de a duce o relație mai departe și nici interesul, pentru că în fapt nu-și doresc foarte tare o familie sau nu-și doresc o relație pe termen lung, nu sunt capabile de dăruire. Mai mult să ia decât să dea. Da, în schimb, dacă vedem femeile cu acel ochi de căprioară, ai văzut că este ochiul copilului, cu ochiul de căprioară ne naștem, este mare acela ochi, da, ochi mare, bine deschis. Colțul este un pic lăsat în jos, pentru că na, un copil încă nu se maturizează da. Complet și ochiul este larg deschis, frumos, cu colțul un picuț, doar un picuț ridicat. Exact ochiul de Bambi, ne gândim la Bambi, că și pe acela încercăm să-l nu mărim ochiul prin machiaj, exact, da. Tocmai ca să dăm impresia că suntem mai deschise să primim informație vizuală în momentul în care sunt surprins, nu deschid ochii sau în momentul în care prezintă ceva interes, măresc ochii și mă uit la persoana respectivă. Ei, persoanele care au acel ochi de căprioară sunt persoane foarte fidele. Mă gândesc că doamnele pot fura foarte ușor din machiaj. La bărbați e mai greu, că nu prea vezi bărbați machiați, mai vezi, dar nu chiar, nu poți să scoți în evidență anumite trăsături. De exemplu, cum ai zis, tu poți să-ți mărești ochii foarte mult prin machiaj sau să-ți ridici, să-ți cobori, să faci ce vrei tu cu ei. Da, acum deschiderea ploapei nu ne-o putem schimba. De-ai cum și creion alb pe dedesubt și pare sigur mai mare. Sigur că iluzia optică este. Și făcând acel machiaj în mod constant, de exemplu, noi avem un simț al propriocepției. Dacă, de exemplu, facem o schimbare pe fața noastră în mod constant, un timp de și ne tot privim în oglindă, așa. Deja începem să ne schimbăm acel simț
al propriei percepții, identități, da. Și pot să apară alte emoții, alte percepții de sine și se pot și schimba lucruri pe fața noastră. Ah, deci dacă vreți buzele mai mari sau mai mici, nasul mai machiați-le așa o perioadă lungă de timp și nu mai aveți nevoie de operații. Da, nici n-ar fi indicat să faceți operații sau intervenții faciale dacă ele nu au un justificare medicală. Dar în ziua de astăzi foarte multe persoane apelează la aceste intervenții. Da, e o temă pe care aș vrea să o discutăm separat. Aha, pentru okay. că cred că este cazul să afle foarte multe doamne care sunt consecințele acestor intervenții faciale. Poate îmi zici la final puțin? Sigur. Așa. Că nu sunt numai consecințe fizice, ci și psihologice și relaționale. Serios? Asta e problema. Așteptați până la final, dacă vreți să aflați. Ce ne zice nasul despre personalitatea noastră? Nasul ne spune chiar despre modul nostru de a cunoaște, modul în care ne raportăm la situațiile de viață. Dacă ne bucurăm, pur și simplu ne lăsăm în curgerea lor, sau dacă vrem să controlăm acele situații, să le bunătățim. Dacă avem nevoie de dovezi logice și practice sau dacă pur și simplu luăm lucrurile așa cum vin. Nasul ne spune și despre dorința noastră de a cunoaște, de a învăța, dar și despre doza de curiozitate. Uh-huh. Și sigur că dacă văd o femeie care are semnele curiozității bine definite, mă aștept să-și bage năsucul prin telefonul meu și să vadă despre ce este vorba, să controleze. Nasul, ce zice? Să nu-ți lași parola de mână. Nasul mai spune și despre modul în care ne câștigăm resursele de viață, să zicem banii, dar nu numai banii, că resurse țin și de cunoaștere și de oamenii care ne ajută și așa mai departe. Spune și despre modul în care cheltuim aceste resurse, despre generozitatea noastră și putem să vedem dacă o femeie are tendința să cheltuie peste măsură. E comună de-a cu alta. Nările, de exemplu, ne spun despre generozitatea unei persoane și dacă ele sunt vizibile atunci când eu mă uit fix din față, deci nu dintr-o parte sau nu când persoana pur e și simplu din exact dacă din mă față. Uit exact din față și nările sunt vizibile, cu cât sunt nările mai vizibile, cu atât persoana este mai generoasă, dar este generoasă fără să țină cont de ceva. Nu, și dă oricui și orice. Ok. Și atunci o astfel de persoană, chiar dacă are resurse, să zicem, va avea tendința să le risipească oricum și oriunde. Există și o formă de nar a persoanelor care sunt generoase, dar cu direcție, sunt generoase numai cu anumite persoane, dacă ele consideră că merită și mai departe. Dacă nările nu sunt vizibile, atunci persoana este foarte atentă la modul în care își cheltuiește atenția, timpul, resursele cu persoanele respective și atunci e de preferat, dacă vreau o parteneră pe termen lung, să țin cont și de lucrul acesta. Dacă să văd nările sau nu. Știi? Sau, apropo de parteneri, nu? Dacă un el are niște semne pe nas care arată că poate să facă resurse multe, că poate să producă foarte multe resurse, de obicei asta este vârful nasului, ne arată lucrul acesta, dacă este ca o bilă rotundă pusă așa în vârful nasului, atunci persoana are capacități bune de a-și face resursele, atenție nu și de a le gestiona. Pentru că gestionarea resurselor este arătată de o zonă plată pe vârful nasului, așa ca și cum aș pune un pic degetul. Ideal este să am și biluța rotundă și, și o zonă ușor plată pe vârful nasului. Chiar mă gândeam acum, când mă duc acasă, iau clipul și mă uit în oglindă, a zis aici, acum am asta, acum am asta. E foarte bun și pentru autocunoaștere, să știi lucrurile astea. Tocmai este un instrument de autocunoaștere extraordinar. Eu am conștientizat, de exemplu, despre mine niște lucruri, pur și simplu luându-mi pozele de profil și privindu-le de-a lungul timpului, mi-am dat seama ce schimbări s-au petrecut în mine și ce am de lucrat în această etapă cu mine. Mă, ce frumos! Ce nasul, dacă e mai proeminent, mai borcănat, mai mic, mai în sus, în jos? Nasul acela, vârful nasului, vârful nasului în sus, știm, l-am văzut pe la Peter Pan, în general în desene, la persoanele pe care le considerăm noi mai imature, mai puse pe joacă,
mai neapăsată de responsabilități, să spunem, sau mai creative. Ține și de zona de aroganță a unei persoane, nu? Păi există, e cu nasul pe sus. Da, nu e Multe dintre degeaba. expresiile pe care le avem sunt, au o bază reală, o Destul de bază real, nasul pe fizică, sus, da. da? Deci vârfulețul nasului în sus chiar poate să arate Ceva aroganță. aroganța, snobismul, da? Vârful nasului în jos, a plecat ușor în jos, aparține în general persoanelor pe care viața l-a mai smerit. De ce? Este ca și când, să zic că am trecut prin diverse, m-am tot lovit cu nasul de ceva Da. și dacă mă tot lovesc cu nasul de ceva, nasul Până începe la și se urmă începe. lasă, mai las nasul jos. Așa. Ce poți să-mi zici de curbura asta? Știi că sunt unii oameni care au foarte bombat aici Da, și sunt unii e care vorba au... de coama nasului, Da. de piramida nazală. De aici, piramida nazală ne povestește foarte multe lucruri. Ne povestește, în primul rând, dacă persoana este o persoană înclinată spre științe exacte sau spre logică, rațiune, are nevoie de astfel de date. Persoanele care au acel nas de tip roman sau nasul de tip arab mai coroiat. Sunt persoane care se descurcă foarte bine cu zona de științe exacte și care au nevoie de dovezi, de explicații raționale, de date și care nu se mulțumesc cu să lase lucrurile să curgă așa De la cum vin, sine, da. ci trebuie să găsească ce au de ele de îmbunătățit, ce pot să facă mai bine și așa mai departe. Curba de celălalt tip este specifică persoanelor care știu să se bucure de viață, care se lasă în voia ei, care sunt foarte creative. O să vedem acea curbă la foarte multe persoane din zona artelor, care își dau voie să se bucure, să se copilărească, nu au nevoie de foarte multe dovezi, stau foarte bine pe zona de inventivitate, de creativitate. Tot în zona asta, de exemplu, vedem și acele umflături ale curiozității. Există umflătură de curiozități. Da, există pe piramida nazală, de o parte și de alta, în zona aceasta, la unele persoane, mici umflături, care denotă că persoanele acelea sunt curioase. Știi, ai văzut când sunt curios, mă uit după perdea, așa, bag nasul Da. și mă uit după perdea. Ei, în timp, mișcarea aia ușor, nu de curiozitate, să mă uit așa, chiar creează acele umflături pe nas și mă aștept la astfel de persoane să dorească să știe mai mult despre mine și să-și bage nasul Unde nu le unde fierbe nu le oala. fierbe oala. Da. Iar zona de aici, de la baza nasului, poate spune și despre modul în care persoana și-a perceput mediul din care a venit. Asta, dacă E i-a vorba de plăcut mediul în sau nu. care a copilărit, dacă l-a sesizat cumva ca un mediu agresiv sau violent la adresa lui, dacă chiar s-au exercitat violențe la adresa lui. Și e bine de știut pentru că o persoană care are zonele acelea bine definite înseamnă că este o persoană care are niște traume și atunci mă aștept că ele la un moment dat Să să iasă la iasă suprafață, la da. suprafață. Da? Sunt niște lucruri rămase din copilărie. Sigur, dacă persoana conștientizează și le lucrează, Începe să se disipe urma de nu dovadă. foarte mult, pentru că este vorba de mușchii care trag coama Nas, de... nasului, dar e vorba și de umflăturile de aici, deci de partea Hai musculară, să văd, cei doi, da. da. Deci despre asta ne spune nasul. Putem să aflăm extrem de multe lucruri despre nas. Nu mai intrăm în zona de diagnostic facial, pentru că spune și despre sănătatea noastră foarte mult. Ce spun buzele despre noi? Aici este povestea poveștilor. Buzele subțiri, eu din stat am senzația că nu sunt de bine, adică oamenii sunt răi. Adică nu știu, acum să-mi zici tu ce se întâmplă aici. Nu judecăm oameni, bunătatea sau Da. răutatea oamenilor în funcție de buze. Buzele spun despre, în principiu, despre zona plăcerilor, despre cum își obțin oamenii plăcerile, despre cât de importante sunt plăcerile pentru ei, despre cât caută plăcerea sau nu.
Și asta spune buza de jos. Iar buza de sus spune despre zona de imaginație pe care omul o investește în obținerea unor plăceri. Sigur că buzele țin, gura ține și de zona de comunicare și pentru noi este foarte importantă și zona aceasta deasupra buzei, filtrumul se numește. Gropița aceea dintre nas și buze, aceea spune despre modul în care o persoană comunică, dacă este un comunicator direct sau nu, dacă preferă să înfășoare lucrurile, să le lase mai pe ocolite, da? Dar este foarte important, într-adevăr, buzele spun despre zona de plăcere, de aceea femeile își caută să-și mărească buzele pentru a arăta disponibilitatea de a obține plăcere. Acum e foarte important să știu ce arată fiecare din... Pentru că, de exemplu, dacă văd la o parteneră o buză de jos destul de bine conturată, plină, ea va fi o iubitoare de plăceri și atunci va trebui și în pat să o satisfac, să-i ofer și o mâncare bună și o băutură bună, să o duc într-un loc confortabil, pentru că ea, pentru ea va fi foarte important această zonă a obținerii plăcerii. Dacă buza de sus este și ea mare, înseamnă că nu poți oferi plăcerea oricum, ci trebuie să îmi pun și imaginația la bătaie și îi place și modul în care este obținută plăcerea. Dacă o duc la restaurant, de exemplu, înseamnă că mâncarea nu trebuie să fie prezentată oricum. Poate să fie o mâncare bună, o mâncare delicioasă, dar să vină într-un fel prezentată, să fie servită de un kelner, să fie cu flori, cu muzică. Nu? Persoanele care au buza superioară mai subțire nu pun atâta preț pe toată povestea care însoțește plăcerea pe care o obțin. Se pot bucura de o mâncare bună, nu contează că e într-o strachină sau că e la restaurant, pur și simplu o savurează. Persoanele cu buzele, cu ambele buze mai subțiri, sunt persoane care sunt mai stricte în ceea ce privește obținerea propriilor plăceri. Deci ele se pot abține de la plăceri sau aceste plăceri sunt programate. Au tabieturile lor, le place să le facă într-un anumit timp, de aceea da, instinctiv ne uităm la persoanele cu buze subțiri, ai spus tu că sunt rele. Nu sunt rele, ele sunt mai stricte. Și sunt, fiind stricte cu ele, normal că sunt și cu ceilalți. Dacă eu, de exemplu, am o parteneră cu buzele foarte subțiri, iar eu am, ca bărbat, am buzele foarte pline, mă aștept ca în timp să intervină niște discuții în cuplu și niște incompatibilități, pentru că avem moduri diferite de a, de a ne raporta la conceptul de plăcere. Așa. Dacă însă doamna, pentru că nu știm foarte multe femei, încearcă să mărească volumul buzelor. Recunosc, m-am gândit și eu la asta. Bun. Măritul volumului buzelor transmite exact această idee. Problema este următoarea. Între ce ești și ce exprim. Între ceea ce ești și ceea ce exprim. Exact. Aici este problema cu intervențiile faciale. Pentru că, sigur că ea vine dintr-o nevoie a mea. O nevoie de a fi perceput într-un anumit fel. Nimeni nu își modifică pe față ceva decât dintr-o nevoie interioară. Da? Și dacă, să zic, este o modă, dar eu ader la acea modă, ader pentru că ceva din mine cere lucrul acela. Deci, practic, toți oamenii care vor să arate într-un anumit fel, acum sunt niște standarde din astea de frumusețe, să zic așa, și toate femeile vor să arate așa, să duc o poză, vreau să arăt și așa. Practic, ceva din ele se regăsește în modul de viață al persoanei respective sau știu, felul în care ia deciziile. Da, bine, aici ține și de stima de sine a persoanei, de cât se cunoaște și cât se valorizează și cât știe să se pună în valoare așa cum este ea. Pentru că nu putem să schimbăm, de exemplu, conformația oaselor. Nu o pot schimba. Să știi că și aici am văzut. Adică mă rog, pot să o schimb, da, dar este o intervenție foarte dură și care poate să aibă și consecințe medicale până la urmă. Iar persoana respectivă este percepută cu totul alt mod.
Și atunci, dacă fac povestea asta, ori o fac îndrumată de un psiholog cu cunoștințe în domeniul fizionomiei, ca să mă asiste, să învăț, să-mi schimb comportamentul în funcție de cum sunt perceput, ori dacă nu, pot să constat că îmi stric foarte mult relațiile sociale. De ce? Că oamenii mă percep și mă tratează Într-un fel, în într-un funcție de fel, cum iar eu arăt. în interior n-am făcut acea schimbare. Da. Și intervine un conflict. De exemplu, pot să măresc buzele și după aceea să fiu, eu știu, foarte supărată de ce sunt tratată așa ca o femeie ușoară sau de ce toată lumea trece de mine, hai la petrecerea așa, când eu vreau să stau acasă. Da, pentru că exprim ceva, plăcere, cum ai zis-o. Pentru că fizic eu exprim altceva. Deci este foarte important să știm ce facem pe fața noastră și de ce facem pe fața noastră. Și oricum, în momentul în care buzele se lucrează, de exemplu, un fizionomist recunoaște foarte ușor, Dacă oricât ar fi sunt, de bine da, lucrate. dacă ai herpes și unul ăsta. Da. Așa că mai bine lucrăm ce putem din machiaj. Da, cât să, dacă vrei un contur mai... Da, se pot, pentru că altfel stricăm și toată armonia feței. Da, sau poate că sunt persoane care pur și simplu încep să se simtă altfel și zic, a, de asta că m-am trezit dimineața asta, de ceva timp nu mai plac buzele mele sau nu mai place, nu știu, pentru că tu schimbi, se schimbă în tine. Exact. Oricum, buzele noastre variază ca volum în funcție de anotimp și în funcție de Da, vârstă. dacă sunt mai hidratate, dacă e soare, dacă... Exact. Vara, de exemplu, buzele noastre sunt mai pline, Da. pentru că ținem și noi cont de ciclurile naturii și vara nu, Așa e. sunt și mai multe fructe, alimente, e mai cald, ziua e mai lungă, deci ne facem mai multe plăceri. Iarna deja Mai se retrag și reducem. o să vedem că de foarte multe ori iarna apare o dungă albă, ușor albă în jurul gurii, tocmai pentru că buzele Sau se retrag mai... ușor din acel volum, de ce le variază și bătrânețea la fel. Nu ne Da. mai tentează toate plăcerile. Chiar Nu, de așa e, cu așa, dacă mă uit bătrânii... la multe din persoanele de în vârstă, Au buze... buzele Da. se micșorează în volum. Deci buzele spun despre această zonă de plăceri și sunt importante în identificarea trăsăturilor unui partener. Ce spune forma feței? Pentru că avem rotundă, pătrată, triunghi, inimă, tot felul de forme. Da, sunt foarte multe forme în diversele tehnici de citire a chipului. În metoda noastră, noi le-am redus la patru, pentru că, de fapt, restul sunt combinații din Da, aceste între patru celelalte. forme. În general, avem fețele dreptunghiulare și când vorbesc de forma unei fețe, ne uităm doar la planul chiar din față, Ah, doar de aici și acolo aici. unde pică lumina pe față. De ce? Pentru că zonele mai din spate spun de tipurile de forme de fețe prin care am trecut, prin copilărie, prin tinerețe. Deci, cu cât mă duc mai în spate, cu atâta pot E să văd mai în ce formă trecut. de față a avut persoana respectivă, că și fața noastră se schimbă. Fața dreptunghiulară este specifică foarte multor adulți, pentru că, de fapt, ea face să fim percepuți ca mai reci, mai distanți, mai îndepărtați, nu se poate ajunge la noi direct și e normal. Cu vârsta, toți trecem prin Da. experiențe emoționale și Și ne mai preferăm punem ziduri, să așa. mai punem ceva între Distanță noi între. și ceilalți. Persoanele acestea nu sunt persoane reci, sunt persoane care au emoții, dar care preferă să nu le lase la La vedere, îndemâna oricui. la îndemâna oricui. Deci, la o persoană cu fața dreptunghiulară, mă aștept să fie mai rece, mai distantă, mai detașată emoțional. Fața asta, de exemplu, apare la foarte multe din persoanele care lucrează în relație cu publicul și care trebuie să își lase deoparte emoțiile Exact, personale. da. Un medic, un judecător, de exemplu, nu poate să Da, să ducă și să-i plângă pe empatizeze. umăr Exact, da. pacientului când îi dă vestea respectivă, trebuie să își țină propriile emoții în frâu. Deci, la
persoanele cu forma dreptunghiulară, cu forma feței dreptunghiulară, mă aștept să nu ajungă așa de ușor la emoționalitatea lor și nici să nu și-o exprime foarte repede, să nu fie niște expansivi și niște persoane care imediat intră într-o anumită emoție. Persoanele cu fața rotundă, în schimb, mai ales cu cele care au fața de copil, cea rotundă, sunt persoane care atrag oamenii pentru că le transmit încredere. În general, persoanele cu fața rotundă sunt înconjurate de oameni care vin și le spun toate problemele și care le varsă Le sacul plâng pe acolo. umăr. Ei ascultă, sunt foarte buni ascultători, empatizează foarte bine. În copilărie, mulți dintre noi avem fața rotundă, Rotundă, pentru da. că sunt oameni deschiși, oameni cu mare doză de empatie și, în general, oamenii cu fața rotundă, după niște experiențe, trec din fața rotundă în fața aceea Dreptunghiulară. dreptunghiulară. Dar fața aceea rotundă este specifică persoanelor care poartă de grijă altora. O să vedem că foarte mulți din terapeuți, din oamenii care lucrează în zona de îngrijire, fie au avut această formă de față, fie o au în continuare, sau cel puțin ea se păstrează foarte bine în zona aceasta mediană a feței, se vede. Sunt contururile mai pline, mai Da, mai blânde, rotund. mai rotunjite. Fața ovală, care este mai mare în partea de sus, mai Îngustă, se îngustă în partea îngustează. de jos, este bărbia mai ascuțită. Este specifică adolescenților. Adolescenții au de foarte multe ori trec prin această față de tip oval. Mă aștept la o astfel de persoană să-și schimbe ușor dispozițiile, Așa e. să treacă de la O o, stare la... acum să plângă, acum să râdă. Sunt persoane mai instabile din punct de vedere emoțional și de aceea și de nerecomandat să într-o relație de termen lung, de exemplu. Sigur că dacă se cunosc sau dacă știu că își schimbă repede stările, pot să contribui și eu la schimbarea stării. Dar mă aștept la astfel de izbucniri emoționale la aceste persoane. Și, în sfârșit, fața de tip pătrat, la care lățimea și lungimea sunt. Winston Churchill avea fața aceea de bulldog pătrată, așa. E, acelea sunt persoane foarte încăpățânate și foarte ancorate în tiparele proprii. Nu prea pot să le scot din ale lor, deci nu are rost să intru în dispute cu ele, să încerc să le conving să facă anumite lucruri, pentru că va fi foarte greu. Din curiozitate, ce față am? Tu ai o față de tip dreptunghiular. Ah, ok. E mai bine. Așa. Deci, asta ne spune forma feței, de reținut că putem să vedem pe față și sursa de stres din viața persoanei Unde vedem respective. asta acum? Fața noastră nu e niciodată simetrică, asta știm. Sigur că ne plac fețele cu o doză mai mare de simetrie, dar dacă ar fi perfect simetrice, ni s-ar părea Ciudat, așa ciudate, robotic. nenaturale, exact. Noi împărțim fața în două segmente pe verticală. Partea dreaptă a feței ține de zona noastră rațională și este coordonată de partea stângă a creierului, că știm că așa funcționează lucrurile, iar partea stângă este partea emoțională coordonată de partea dreaptă a creierului. E, dacă tragem o linie imaginară pe mijlocul feței, putem să vedem care parte a feței este mai aplatizată, mai căzută, unde mușchii nu sunt foarte tonici. Acolo este zona de stres. Nu? Dacă ne, și e un exercițiu simplu de făcut, pe care vă invit să-l faceți, pur și simplu să vă acoperiți jumătate din față și să vă priviți și jumătatea cealaltă. Și o să vedeți că o jumătate vi se pare mai veselă, una mai Mai tristă. tristă. Sau Da, profilul bun, profilul mai puțin bun. e partea aceea care pare mai tristă, unde mușchii sunt mai căzuți, unde mai aplatizați, nu sunt foarte umflați, aceea este zona de stres. Și putem să mai identificăm zona de stres a unei persoane pentru că noi avem tendința în mod natural
când vorbim cu cineva, să ne retragem zona pe care o simțim stresată și să prezentăm către celălalt zona care este în regulă. Deci dacă persoana întoarce fața dreaptă cu partea dreaptă spre mine, înseamnă că ea se simte mai confortabil cu partea rațională, cu discuțiile raționale despre job, despre ce facem noi în societate, despre ideile ei, despre concepții și așa mai departe. Dacă însă predominant vine cu partea stângă, înseamnă că se simte mai confortabil să povestim despre relațiile ei, despre copii, despre ce o pasionează, despre familie. Da? Și o să vedem că văzând zona de stres activă din viața unei persoane, putem să începem conversația cu mult mai mult succes. De ce? Pentru că dacă văd care este zona de stres, nu o să încep conversația cu un subiect din zona de stres a persoanei respective, ci o să încep conversația cu un subiect din zona unde se simte el confortabil, ca să le relaxez, să-l văd că se deschide, că se simte confortabil și pot să discut cu el lucrurile acelea. Ce spun mandibulele? Mandibulele, pentru că țin de partea osoasă, de fapt există partea osoasă și mușchiul maseter, acela care funcționează în mestecat, cel de aici, și care, apropo, este foarte adesea tensionat și e bine să încercăm să-l masăm seara și să-l detensionăm. Am mai văzut aici una persoană când se enervează, încep să le facă maxilare și pe aici se mișcă niște exact, chestii. Exact, sunt mușchii care se tensionează foarte tare. Dacă osul este... Osul are o anumită curbură. La femei trebuie să fie o curbură destul de dulce. La bărbați, în mod natural, osul acela este mai proeminent și unghiul este mai spre drept. Da? Dar la o femeie, dacă unghiul este drept, o să te uiți la Angelina Jolie, de exemplu, are același tip de maxilar ca și tine, sunt frustrările acumulate din copilărie. Este strânsul din dinți, din copilărie, și de multe ori persoanele acestea trec și prin perioade în viață unde scrâșnesc în somn din dinți sau, dacă se observă de multe ori, strâng din dinți până nu mai pot și au dureri de cap sau de... Da. Tocmai de la strânsul din dinți. Frustrările din viața de adult însă le vedem în zona mușchiului maseter. Ce se întâmplă? Pentru că pot să am un os fin, un os care curge frumos, dar mușchiul de aici să fie foarte plin și să zvâgnească, așa cum spui tu. Acelea sunt frustrările din viața de adult. La fel, ele pot să fie în viața, în partea rațională sau în partea emoțională, că sunt persoane care, de exemplu, au un maxilar foarte proeminent pe partea emoțională, să zic, și unul mai blând pe partea rațională. În funcție de cum s-au manifestat stresul și frustrarea de-a lungul timpului. Ce poți să-mi zici despre forma bărbiei? Că este și asta mai ascuțită, mai pătrată, mai știu, rotundă. Bărbia spune despre modul în care ne mobilizăm noi voința și în care ne exercităm voința. Și bărbia are două părți, pentru că mușchiul de aici sunt doi mușchi mentalis, se numesc, și ei pot acționa diferit. Și mai are și o gaură. Când apare separarea între cei doi mușchi mentalis, sunt persoanele ori cu gropiță în barbă, ori apare pur și simplu un șanț între cele două părți. Atunci când șanțul apare, deci este chiar șanț, nu e gropiță, persoana respectivă a trecut printr-o perioadă din viața lui când a fost pus să facă lucruri care nu i-au plăcut, care nu l-au reprezentat, a simțit că nu este lășat să facă ce își dorește el și tocmai de aceea persoanele cu această caracteristică nici nu încalcă voința altora. Pentru că deja știu ce înseamnă și sunt persoane care nu încalcă peste cadavre ca să-și atingă scopurile, iar gropița în barbă, doar gropița așa cum ating, este specifică persoanelor foarte blânde. Ce bine. Nu ne plac gropițele în general și în obraj și în barbă, sunt semne ale blândeții, deci sunt persoane cu care relaționăm ușor și care niciodată nu o să facă lucruri care să ne rănească în mod conștient cel puțin, o să evite, o să țină cont de sentimentele celorlalți, o să intereseze
ce simt ceilalți lângă ei. Deci o să fie mai ușor de relaționat și cu mai ei. Sunt persoane care au așa o linie, știi? Da. Ai cumva... linia aceea care este între buza inferioară și bărbie poate să fie o linie dreaptă și adâncă. Aceea vorbește despre anumite evenimente pe care noi le-am perceput în copilăria noastră ca abuzive. Și să nu uităm că un copil percepe altfel lucrurile decât un adult. Eu, ca adult, pot să zic, să nu mai aduc aminte că pentru mine era abuziv, că mă duceam la bunica și trebuia să muncesc de dimineață până seara, să Așa. car 10 găleți cu apă, să sap la grădină și mai departe. Mi se pare acum, ca adult, bă, ce bine mi-a prins că m-a Da. pus bunica la muncă. Dar copil Dar atunci fiind. am simțit-o ca pe un abuz și semnul acela rămâne. Semnul acela poate să apară și foarte repede la copiii care sunt abuzați, într-adevăr, copii din teatre de război sau care sunt supuși violențelor. Și pentru noi, de exemplu, este un semn de alarmă, pentru că acel copil poate să fie șocat și să nu vorbească, să nu spună nimic, dar văzând semne de traumă pe fața lui, pot să Ți-e ușor intervin să-ți dai eu seama, da. ca adult și să-l ajut cu psihologul și mai departe. Sau sunt persoanele care au acel cerc, Da, exact, da? da. Acelea sunt persoanele care și tu, de exemplu, Da? l-ai. Păi da, pentru că nu degeaba ai făcut actorie. Sunt persoanele care își exprimă ușor o gamă largă de emoții. Pot să treacă prin tot evantaiul acesta, nu? E chiar Da. un cerc al emoțiilor. Zona asta gândește la copii când plâng, că este prima zonă care începe Exact, să începe se să miște, tremure, da? da. Deci, tocmai de aceea, persoanele care au acel cerc pe bărbie sunt persoane care pot să exprime Exprime emoțiile. emoțiile, da. Da? Ce ne zici despre urechi? Că și E... aici o poveste întreagă, mai mici, mai mari, mai sus, mai jos, mai... Nu pot să spun clopoce, dar da. Urechile spun despre modul în care noi receptăm informațiile auditive, de cât de deschiși suntem la ele, despre tipul de voce care ne place. De exemplu, helixul, partea exterioară a urechii, poate să fie mai subțire sau mai gros și în funcție de grosimea lui variază și tipul de voce cu care ne place să Intrăm în contact. intrăm în contact. De exemplu, persoanele care au helixul subțire, așa cum l-ai și tu, preferă vocile care sunt blânde, calde, feminine. Da. Persoanele cu helixul mai gros preferă vocile mai bărbătești, mai joase, mai grave, mai... Odată chiar m-a certat cineva că vorbesc prea încet și prea moale. Exact, deci e foarte important să știu pentru că îmi pot modula vocea sau în negocieri este foarte important pentru că pot să trimit o persoană care are vocea Da. potrivită să discute ceea ce mă interesează. Așa, dacă vine cineva cu o voce foarte gravă și impunătoare, unde ușa? Exact, deci plus că modul în care, de exemplu, lobul urechii este atașat de cap spune Da. despre câtă dorință de control are persoana Oh. respectivă. Deci dacă e atașat, Dacă e este control atașat, freak. este exact. Deci există dorință de control și de obicei această dorință de control vine la pachet și cu niște semne ale fricii. Pentru că persoanele care au anumite frici își doresc Așa e, să să controleze controleze mediul. ceea ce se Exact. întâmplă în jurul lor ca să evite Să mai factorul treacă care prin frică. declanșează Da. frica respectivă. Dar acest lucru se poate schimba cu vârsta. Și eu am avut, de exemplu, un lobul foarte atașat de Da, cap și nu mai e este, mai... s-a lucrat pentru că am lucrat cu fricile mele, le-am conștientizat, le-am vindecat mare parte, am conștientizat că eram foarte dominatoare și controlam persoanele și atunci lucrurile se schimbă pentru că asta este o zonă moale, este o zonă de cartilagiu, deci... Și pur și simplu încă n-am ajuns acolo, se pare. Da, zona aceea mai spune, de exemplu, și despre ce subiecte ne place să abordăm în discuții. Persoanele care au un lob al urechii foarte cărnos și lung și Da. zona lobului urechii este mai mare prin... Da, noi împărțim toate zonele în trei zone. Dacă împart urechea în trei zone, dacă zona de jos este Mai proeminentă lungă. și mare și lungă, persoana respectivă este amatoare de bârfe, de discuții de Au. astea, de small talk-uri, de...
Așa, și atunci știu că trebuie să-i livrez și niște informații de genul acesta. Dacă însă partea de sus este mai dezvoltată, uite cum ai tu, de exemplu, că ai partea de sus mai dezvoltată, îți place să asculți subiecte care, după scara ta de valori, sunt subiecte elevate. Da. Îți place să porți discuții elevate, nu te interesează ce face vecina exact. De la blog, cine mă... Da, mama mai are obicei să... nu vreau să știu, că îmi ocupă creierul. Exact, zona ta de small talk-uri este foarte, foarte mică, deci... Categoric, dacă am o astfel de persoană în față, da, o să știu ce subiecte de discuție abordez cu ea. Ce da? Să mai inventat, ce deci, mai într-un fac. Cuplu, la fel, m-am uitat direct la urechile lui și știu dacă vorbesc mai ascuțit, mai așa, sau îmi las vocea mai blândă, mai joasă, mai guturală, ce și ce, despre ce vorbesc ce interesant. Cu el. Și voi ști dacă va vrea să controleze tot ceea ce fac sau va fi flexibil și vom putea negocia niște... lucruri. Da, din potrivă, sunt oameni care în momentul în care nu vor să controleze, dar pur și simplu par așa, neinteresați. Când îți lasă atâta libertate, zice, dar nici nu-i pasă. Da, vezi că vorbeam de sentimentul de gelozie. Sentimentul de gelozie dozat corect într-un cuplu este foarte sănătos pentru că îi arată celuilalt că îmi pasă de ceea ce face el. Dacă, de exemplu, partenerul tău vine și spune, eu știu, plec, nu știu, cu băieții, cu bicicleta, cu, sau la fotbal și așa, bun, bine, ok, și se întâmplă lucrul ăsta 10 zile la rând și tu spui, bun, bine, ok, lui o să înceapă să-i dea de gândit și o să zică, bă, da, astea chiar nu-i, nu-i pasă de ce... mine, de ce fac, unde sunt și da, cum vine, adică așa. O mică doză de așa este necesară. Ai spus că la final ne spui puțin despre operațiile estetice și de ce nu e bine să le facem? Sau știu, poate e bine. Operațiile estetice intervin asupra unor zone care sunt vascularizate și au și nervi, bineînțeles. Acum, sigur că atunci când există motive medicale serioase, eu știu, doamne ferește, sau o deviație de sept sau în urma unui accident se întâmplă niște lucruri, atunci sigur că se intervine acolo. Eu vorbesc de intervențiile, eu știu, pe de genul facem, injectat anumite substanțe. Am văzut că foarte multă lume acum caută să aibă maxilare mai proeminente, deși eu tot timpul am avut chestia asta să nu se vadă. E, maxilarele acelea proeminente și transmit, deci ai înțeles că ele vin în urma unor frustrări în copilărie. Da. Ori dacă copilul acela a avut frustrări, a și învățat să le gestioneze. Și atunci mă aștept ca adultul care are astfel de... să aibă determinare să facă niște lucruri, să facă față mai ușor unor situații stresante. De aceea, de exemplu, în corporații sau când angajez o persoană cu astfel de maxilare, știu că pot să-l bag și la lucruri care nu-i plac, pentru că știe cum să strângă din dinți și să treacă peste ele. Deci da, dar nu sfătuiesc pe cine. Oricum oasele nu se pot contraface, să ne înțelegem. Osatura este rămasă așa. Rămâne așa, o ai. Doar să dar de exemplu intervențiile care blochează mușchii feței. De exemplu botoxul. Da, că pur și simplu nu mai poți să mai miști partea aceea feței. Ele sunt, cum să spun, nu sunt tocmai recomandate. De ce? Pentru că blocând impulsul nervos, da, pur și simplu mușchiul se blochează și nu mai trimite impulsul la creier, la zona din creier, și nici creierul, impulsul, creierul dragul de el îl trimite, dar este blocat aici, nu se mai manifestă. Și atunci, dacă un timp de 30 de zile, să zic, cam atâta durează, creierului se blochează acest traiect, el îl șterge. Creierul are tendința să șteargă ce nu folosim. Da? Este ca și cunoștințele. Când am făcut un curs, dacă în 72 de ore eu nu aplic ceea ce am învățat în cursul respectiv, traiectul pe care de-abia l-am desenat în timpul cursului respectiv se șterge. Dar uite, de exemplu, dacă am niște riduri din astea, că mă încrunt foarte, adică sunt oameni care se încruntă și au ridurile acelea, poate dacă își injectează și umplu ridurile, nu mai au nici frustrare interioară.
E decizia fiecăruia până la urmă, dar pot să am surpriza că în momentul în care trece efectul acelei Să injecții, răbufnești cu... nu, să nu mai pot exprima o anumită expresie. Și pentru cei din jur, la nivel subconștient, se percepe o zonă imobilă de pe față. Persoana respectivă nu mai poate să exprime natural toate microexpresiile de care are nevoie. Și atunci este percepută de ceilalți la nivel subconștient, repet, nu toți sunt cunoscători, dar zona respectivă nu mai e percepută corect, e percepută ca blocată. Și atunci ceva se întâmplă și în relațiile persoanei. Uite, îți dau un exemplu, un studiu foarte interesant pe care l-am citit, care a fost făcut pe adolescenții din Marea Britanie. A fost la un moment dat o modă foarte tare cu ras Sprânceana, da. sprânceana aici în zona unde e cea mai înaltă, să zic. E zona decizională, de fapt, la noi. S-au pus piercing. Piercing. Zona aceea ține de modul în care noi ne luăm deciziile și de relaționarea cu Cei din jur. ceilalți. Studiul a demonstrat că absolut toți adolescenții care au făcut astfel de intervenții, în timp și-au deteriorat foarte tare relațiile, au devenit rebeli la școală, n-au mai avut rezultatele pe care le-au avut, cu familia au început certuri. Dacă s-a scos semnul respectiv, s-a lăsat părul să crească și atenție că uneori s-ar putea să nu mai crească părul în zona respectivă, lucrurile s-au schimbat. Deci au redevenit la relații mult mai bune, la socializare corectă. Dar chiar așa e, când vezi o persoană cu un piercing aici, ai senzația că e rebelă. Asta și dorește să transmită lucrul ăsta și există și acolo o întreagă știință a locurilor în care punem piercing, ce vrem să transmitem de acolo, numai că atenție că putem să intervenim și pe acele meridiane energetice care gestionează și partea noastră de sănătate și să ne trezim cu afecțiuni sau cu disfuncționalități la care nu ne-am fi gândit. Ok. Deci lăsăm fața așa cum e. Eu zic că da. Acum noi zicem așa, dar știu eu pe la 60-70 Nu știu, pe mine fizionomia, de exemplu, m-a învățat să mă înțeleg de ani. și să-mi iubesc fața așa cum este și să-mi dau seama că, de fapt, în momentul în care lucrez cu mine și cu emoțiile mele, se și schimbă ceea Exact, ce da. apare pe fața mea. Da, și probabil ar fi mai indicat să lucrezi cu tine, dar e Inclusiv mai ușor ridurile, să te duci să să... știi. Da. Se pot schimba. Eu îți dau exemplu clar de la mine. Am avut o perioadă de studiu foarte intens, aveam foarte multe cursuri. Eram pe partea rațională, reformulam toate ideile, toate conceptele și mi-a păruse pe zona rațională un rid destul de adânc aici. L-am sesizat la un moment dat și am zis, wow, de unde? Wow. Și după care mi-am dat seama că a fost în urma acestei perioade foarte intense și am spus, ok, hai să-mi las timp să asimilez lucrurile astea și să lucrez conștient cu mine. Da. Și în timp, într-adevăr, S-ar... s-a estompat. Adică nu mai este sub forma unui rid, e doar o oareșcare umbră care apare. Când și când. Deci cel mai bine e să lucrăm cu emoțiile noastre și să ne cunoaștem, dacă vrem să ne avem riduri la bătrânețe. Da, de fapt, o citire facială asta te ajută să conștientizezi niște tipare emoționale pe care le ai, niște reacții pe care le ai, să le înțelegi și să poți să lucrezi cu ele. Corina, unde te pot găsi oamenii în momentul în care știu eu își doresc să se cunoască mai bine, să-și facă un face reading? Mă pot găsi pe pagina de Facebook Chipuri Semne Stele, unde pot scrie și unde și postez filmările. Am început un miniserial despre poza noastră de profil de la O, destul de rețele interesant. de socializare, ce spune poza de profil despre noi, de fapt tot ca instrument de cunoaștere. Pentru că ți-am spus, am avut și eu aceleași revelații. Deci acolo mă pot găsi sau pe pagina mea personală Corina Chelaru. O Acolo să sau pe punem YouTube unde este canalul meu, tot Corina Chelaru. linkurile și în descriere. Corina, îți mulțumim din suflet că ai acceptat din nou să împărtășești din toate informațiile pe care le deții și sunt sigură că sunt mult mai multe decât
ce am putut noi prezenta astăzi, invităm pe cei care sunt curioși să afle mai multe despre ei, despre ce spune fața lor, despre parteneri, știu eu, relațiile pe care le au, să te contacteze. Iar noi vă mulțumim din suflet că ați ales și astăzi să fiți alături de noi. Pe data viitoare sunt Cătălina Manole, Loving Podcast. Mulțumesc și eu, la revedere! La revedere!